Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip, probabil că voi acum vă gândiți. Bă, în titlul GTA 3, ce dracu joacă ăsta GTA 4? Ei bine, nu știu dacă observați, dar diferă puțin meniu, auziți și muzica de pe fundal. Eh? Altă viață acum. Am găsit mapa asta de GTA 3 pentru GTA 4, am zis, hai să facem ceva special dacă jocul. Da, în caz că ați uitat, când dai joc cu Windows GTA 4, mai are probleme la loading screen-uri, dar în rest e ok. Bun, hai că s-a și încărcat. Loading. Da, GTA 4, pardon, GTA 3 Rage Mode. Stați o secundă că nu se vede bine pe OBS aici. Vă dau stare să fac aici o setare ca lumea. Game Capture, hai să-l trag mai așa. Așa, bun. Câte FPS-uri am lăsat și eu, că nici nu știu. 60, bun, așa, se iasă filmare de aia, giugiuc. Așa, bun. Da, deci ne-a dat aici cu Cloud, cum, cu norișorul ăsta, cu Claudiu al nostru, exact cum e jocul, mod normal, cu negru ăla care parcă avea mâinile rupte, nu mai știu ce avea. E și curuma ăsta, parcă curuma e mașina asta. Ok. Radiole, taci. Nu merge să-i dau din setări să tacă, că nu n-are cu, probabil că sunt alte setări separate pentru mod aici. Ia. Rămâi acolo tu. Ok, văd că ai intrat în pământ ăla. Hai să vedem ce se... ce putem face pe hartă aici. M-am plimbat puțin, nu știu cum activez armele. Ceva meniu pe aici n-am. Ia dă-te jos. O altă chestie pe care am observat-o este așa. Telefonul nu merge, ce apăs acum pe telefon degeaba. Încerc până am peduri, nici atât. Enter-ul e cenzura de la Omegle cu Ricardo. Pe Q nu pot să lovesc. Măcar că merg, pot să ping așa, măcar atât. Dar să dau pe ăștia jos, hai să-i dau pe ăștia jos. Tu, dă-te jos de aici. Mă, dar ce mai rablare. Auziți ce operă. Taci, bă, așa. Am să vă las link-ul în descriere de la... Mă uit la webcam în partea asta. Am să vă las și link-ul în descriere de la capodopera asta de mod. Ce să vă mai zic? Eu te am vrut să fac un live cu GTA 3, dar am găsit o problemă la joc. Am vrut să-l joc cu Windows. Mi-am luat DXWND ăla ca să joci GTA-urile vechi Windows. Și nu voia să merg. Am zis, hai să intru în joc să-i schimb, să-i schimb rezoluția. Am intrat în joc. Am vrut să-i dau o rezoluție de Full HD. I-am dat enter. De fapt nu Full HD, 1700x990 ceva. Gen cum țin eu jocurile Windows, că na, nu pot să pun 1080, că e bara asta de start de jos acolo, taskbar-ul ăsta sau cum se zice de la Windows. În fine, dau pe... cum se cheamă? Dau pe rezoluția 1782 sau ceva genul pe 992. Ce trebuie că caută oamenii în zona asta e șantier, nu înțeleg. Hai să ocolim pe aici. Bă, aici zici că-s gropile alea care se fac și la mine pe stradă. Nicio diferență. Oricum, ia. Ați văzut și voi, a dat să zboare un pic ăla. Hai să mergem acasă la Cloud. Mă, dar ce mai rab l-am găsit și eu. Oricum, mașinile se conduc ca în GTA 4. Adică nu vă aștepta să puteți lua o curbă extrem de lejeră. A trecut prin stâlpul ăla, what the fuck? Așa, bag rezoluția aia, dă crești jocul. Se oprește așa. Îi dau să-l pornesc, nimic, îi dau din DX Wind ăla, nu pornește. Îmi iau altul, de pe Firelist, l-am de pe Pirate Bay, nu merge. L-am luat de pe G2A, să l-am cumpărat pe Steam, tot nu merge. Am căutat ceva, GTA HD fix, nu știu ce, pe GTA 3, nu merge. Și mie acum nu mai pornește GTA 3 și am zis, hai că-l joc așa pe GTA 4. Măcar atât să fac și eu. Așa, aici trebuia să fie o bâtă. Da, văd că nu e. Armele, nu știu cum le activez. Dacă gen scriu guns, guns, guns. Urele, ia. A, se scrie până la coaie, asta am țeles. Ce cenzura. Telefonul nu merge. 1, 2, 3, așa nu. Rotița nu. Nu știu cum fac rost de arme. Să scrieți și voi, care știți mai bine că eu sunt inapt rău de tot. Aici aveam noi save game. Uite de cum e aici încăperea lui Cloud. Deci are patul ăsta care e al dracu de lung, încă vreo doi oameni ca și ăsta. Un televizor pe cutie, cuptor cu microunde,
Are gaz, mașină de spălat, un frigider, n-are și el. Dar asta și unde, unde drag s-o căca ăsta? Bineînțeles că abia a scăpat de la pușcări și trebuie să refugiezi undeva, dar asta e altă parte. Aici e garajul prin care văd că trec prin ușa asta fără probleme. Bă, și la filmare, vreau să fac vreo 10-15 minute maxim să-l încarc așa direct, nici nu mai stau să editez, că n-am ce. Îl las așa cu tot. Că tot viurile alea le-am, ale 50 și 100. Hai, nici chiar așa de rău, vreo 75. Bun, gata cu prosteala, hai să mergem în celălalt oraș, Portland sau cum dracu s-o cheba, sau ăsta e Portland și ăla e... Nu știu sigur, nu mai știu cum se cheamă insulițele alea. Mașinile pe cu... Ce dracule cu gardul ăsta aici? Ok, deci văd că este un gard pus așa, iurea. Cred că mi-a trebuit ceva de ăsta. Ia, metroul l-am putea lua. Ce v-am zis? Cred că trebuie ceva... Nu pot să urc pe ăsta. Să mor tu, că nu pot să băsui aici. Hai că pot. Nu ți-e... Da, urc aiurea ăsta. Ia, cobor și urc iarăși. Așa. Deci da, văd că e cam bucuit ce drept. Ok. Hai mă că poți. Hai să luăm metro să vedem. Arme, nu știu, cred că trebuie de la... Cu căcat se spune. Uite metrou. Prinde metrou, prinde metrou. Nu, 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 nu. Ia stai așa, sunt nemuritor, că văd că nu mi se... Asta e și pe mine în partea aia, am și uitat. Ok, văd că pezi niște pete pe jos. Aștept să vină metrou să-l iau, să văd unde mă duce. Dar am avea și noi în București asemenea metrou. Ăștia nu sunt stari să facă un metrou clasic subteran. Ne-am scuipat acum pe microfon. Ăștia nu sunt stari să facă un metrou clasic și noi ne gândim să facă un metrou de ăsta pe deasupra. Adică ăsta practic ar fi un fel de tramvai. Numai că mult mai rapid. Ok, văd că nu pot să intru apăs pe F. Măcar mă pot sui pe el. What the fuck, a venit alt metro pe dedesubt. Ok, asta e nouă. Asta e nouă. Acum am început bine, ce să zic. Unde m-a dat? La spital aici. Țin minte, când muream prima dată pe CTA 3, mi-a răpărea caținul ăla extrem de lung. Mă, clădirile sunt aceleași, dar măcar avem lumina și mașinile alea jmechere, ca în GTA 4. Hai să luăm. M-au citer să auzi, cred că m-am surzit. Bun, hai să mergem să luăm, să trecem pe pod acolo, să mergem până în celălalt oraș să vedem cum e. Și poate încercăm să pilotăm și avionul ăla de la aeroport, dacă mai știu drumul. Măcar aici avem harta, după cum vedeți, adică... Vă că am niște curse. Și atât. Dacă aveam și misiunile, era mișto. Am văzut la un nene pe YouTube, Zecox TV, că este și o variantă de GTA 5 să-l joci... Ce dracu vine să râgâi? În GTA San Andreas. Faci misiune în GTA 5 și în GTA San Andreas. Se vede, n-ai harta aia, dar checkpoint-urile sunt pe harta în San Andreas. Aici văd că lucește... Dă-te-mi la o parte. Avem vocea lui Nico, se pare. Lucește șoseaua, dar nu înțeleg de ce. Hai să mergem mai departe. Asta văd. What the fuck? Deci văd că mă azvârlă dacă lovesc becurile astea. Dacă lovesc nocturna asta pe pod. Mă... Eu mereu am asociat Liberty City-ul cu Bucureștiul. Sau în general New York-ul din jocuri. Deci Liberty City cum e în GTA 3, GTA 4. Și... auzi aici. Și Empire Bay-ul din, cum se cheamă, din Mafia. Mereu le-am asociat cu Bucureștiul. Podul ăsta ar putea să fie podul Basarab, că ăla e cel mai mare pod în București. Sau podul Grand, ăsta e podul Basarab. Și Empire Bay ar putea să fie, de exemplu, Bucureștiul pe vremea comuniștilor, pe acolo. Pe vremea comuniștilor, pe vremea... Nu, chiar pe vremea regelui. Pe vremea comuniștilor. Sau chiar putea să fie și pe vremea monarhiei, practic. Că, dacă îmi dezi mai bine, cum de împărțit în două părți povestea din Mafia. Întâi când e iarnă și mașinile extrem de vechi, ar putea să fie pe vremea monarhiei. Și după aia... Când se mașine noi pe vremea dacilor, când au apărut Dacia. Ăsta este parcul, Central Parkul practic. Sau cum îmi place mie să-i zic, Cismigiu din București. S-ar putea să fie și Chiseleful ce-i drept, cum e așa înconjurat de blocuri.
Hai să vedem cum e pe la veciurile astea, că pe aici se mai zicea că e veceu bântuit. Ah, de când n-am mai trecut pe aici, cred că de vreun an n-am mai trecut prin locurile astea. Era frumos să pot face și misiunile, era genial. Hai să vedem ce... Ne-am teleportat. Cloud Speed a descoperit teleportarea. Hai să luăm mașina asta. Tu stai pe loc. Ia dă-te jos de aici. Asta se cu doctorul care m-a operat pe mine la urmă. Stai că undeva se urca și undeva se cobora. Pe aici se urcă. Așa. Bun, aici este podul. Hai să merem la aeroport să luăm avionul dacă putem. Facem 11 septembrie aici și nu sunt... Uite bă, ar putea să fie noul, cum se cheamă, World Trade Center. Mă, dar ce în alte sclădirile astea pe aici. Sigur dacă s-o ridica podul ăsta ca în GTA 3. Da, nu vă se ridice, nu cred că se ridică. Deși era... Cred că se ridică. Numai că n-are animație și nu poți trece prin el. După cum vedeți, măcar putem să-l vedem pe Nico, pe Cloud al nostru, un not în ceva revoluționar. Măcar, chiar dacă nu putem face misiuni, măcar îl vedem pe ăsta notund. Măcar atât, Versetti ar fi invidios pe el. Ce drept nu mă pot băga pe fundul apei, o chestie foarte ciudată la GTA 4. Adică poți să noți față de GTA-urile 3 și Vice City... Și San Andreas poți să noți, San Andreas poți să te bagi pe sub apă și să vezi fauna și flora, dar în GTA 4 nu poți. Eu mai întorc așa capul să mă văd pe mine când vorbesc, deși camera este așa, trebuie să întorc invers ferestrele. În fine, n-are importanță. Să văd dacă am cum să mă sui, uite pe aici. Hai da, hai Cloud. Măcar Cloud arată foarte bine, adică uite și ce față realistică are, chiar arată super bine. Părul e cam ciudat. E tuns gen Mălin Bot, că tot așa cu măline chel și are doar un smoke de păr, a lăsat mai bare aici. Chiar că e tuns ca și un Mălin. Cine îl știe pe Mălin să dea un like și un comentariu că îl știe pe Mălin, dacă ați ajuns până aici. Așa, reveni la problema mea. Dacă aveți habar, dacă există vreun fișier al jocului, GTA 3 Classic, deci GTA 3 Classic, și aibă un fișier în care să fie setările acolo. De exemplu, eu pe... Hai că nici nu am trecut prin textură. De exemplu, eu pe Far Cry 3 aveam câva monitorul ăla vechi. Nu monitorul înaintea ăstuia, care era Full HD, un monitor mai vechi, care era pătrățos. E, pe monitorul ăla... Tași, mă. Pe monitorul ăla aveam rezoluția mică, adică rezoluția de aia pătrată. Și nu mergea jet ăsta, Far Cry 3, pe rezoluție pătrată. Și a trebuit să intru în fișierele jocului să găsesc un notepad unde să modific eu, ăstea, setările. E... O avea și GTA 3, un fișier de genul în care să fie setările jocului, să pot avea acolo să modific eu rezoluția. Dacă există, să-mi spuneți, să lăsați un comentariu. Aici am scris pe Discord, pe Instagram, unde vreți voi. Mă, dar unde era aeroportul ăla? Stai că în partea asta este finalul jocului. Asta e o altă mașină, că nu merg cu limuzina. Ce naiba zici că umblu cu trolebuzul de ăla cu burduf? Tu, dă-te jos de aici. Ia auzi o muzică. Să mă surzească, nu altceva. Acum înțeleg de unde se zice muzică surdine, de la poate surdi, poate surzi. Poliția e în spatele meu, dar nu mă prinde pe mine, Garcia. Hai să-i dăm tare înainte. Da, cu ocazia majoratului lui GTA 3, jucăm și noi varianta sa remaster. Practic, îi se spune GTA 3 Rage Remaster sau ceva de genul, ca așa se cheamă motorul grafic de pe GTA 4 Rage. Uite-mă în partea asta, parcă era sau Zip. Uite-mă aici, la Catalina, acolo. Sau Catarina pentru jucătorii de LOL. În partea aia este finalul jocului. Scurs dacă, uite acolo e stadionul pe care scrie Cox, adică muițe sau cocoșei. Bun, pe undeva pe aici era. Bă, da, ce frumos e aici. Deci zona asta e în Mafia, în Mafia 2. Și țineți minte că mă chinuia meu pull life să fac o cursă, o cursă să ajung la timp undeva. Și gen mă ascundeam în dulap cu un moș. Cam ăla ar fi cartierul din Mafia. Hai să vedem ce e pe aici pe la Catalina. Copacii au rămas exact cu aceeași textură clasică GTA 3. Hai să vedem, putem să intrăm? Nu putem. E o lumină aici.
Ai închis. Mă, un pistol nu găsesc și eu ceva, totuși să mă puș. Dacă nu, aia, fac varianta mea clasică. Eu când nu știam codurile pe GTA, pe GTA 3, dădeam cu mașina ori peste un polițist, dar nu prea făceam asta. Dădeam peste mafioții aia, de la Yakuza sau de unde erau, aia cu ochelari și la costum că aia aveau pistoale. Și dădeam peste aia cu mașina. Și de acolo făceam eu rost de... Ai obosit, mă? Și de acolo făceam eu rost de pistoale să mă împuș și începeam să mă împuș cu poliția. Hai să mergem la finalul jocului și apoi căutăm aeroportul. Da, explorăm și noi aici. Mă, dar de când am mai făcut eu un... cum se cheamă? Un episod de... GTA... De fapt, în general, un episod ăsta filmat. Stai, cât ai zis că a făcut GTA 3-ul? 18 ani, da, 18 ani are. Mă gândeam, stai, mă, că a făcut Rafael de 10 ani la GTA 4, el a făcut anul trecut episodul. Oricum, vreau să scrieți în comentarii care este orașul vostru preferat din GTA-uri. Ce vă place mai mult? Vice City, Liberty City sau Los Santos? Sau puteți să ziceți și de... Cum se cheamă? Ce am zburat aici. Sau puteți să spuneți și de... San Fierro sau Los Venturas, că și alea sunt orașe din GTA. Mie cel mai mult, nu știu, cred că mi-au plăcut San Fierro-ul care tramvaie și eu când eram mic și stăteam la București. Mergeam mult cu tramvaiul, nu cu autobuzul, că nu-mi plăcea. Cu tramvaiul îmi plăcea mie mai mult. Și preferatul, ăla ar fi pe locul 2. Și preferatul meu ar fi ăsta, Liberty City-ul. Că asociez mult New York-ul cu Bucureștiul. Și cum de Bucureștiul nostru este foarte în urmă, cum este așa în GTA 3 și GTA 4, adică ceva clasic cum era în București acum prin 2000, e la fix. Deci, a, stai că aici e stadionul sau ce dracu e aici. Mă rog, deci cum e în urmă Bucureștiul față de orașele astea din jocuri, eu de asta asociez Bucureștiul cu New York-ul din jocuri. Sau Empire Bane-ul din Mafia. Nu știu, sunt patriot pentru orașul meu, chiar dacă e de tot căcatul. Adică are o grămadă de chestii rele, are și chestii bune, dar hai să nu mai vorbim despre infrastructura Bucureștiului. Da, mă, că eu m-am întors acum. Sunt de bun. Hai să caut... de pe aici. Aaaa, îmi pun din ăsta ca pe San Andreas. Hai că da. Ziceam că avea și eu... frumos marcat pe jos, cam 4, nu, a rămas la mecanicile de GTA 3. Hai să scurtăm drumul pe aici și o luăm pe aici. Și dintre GTA-urile astea vechi, Vice City, San Andreas și 3, care este cel mai nostalgic pentru voi? Cu care ați copilărit? Eu am copilărit cu 3-ul. Vice City-ul nici nu l-am jucat. Am jucat puțin San Andreas-ul pe la mai târziu. Dar așa, primul GTA a fost ăsta, 3-ul, și aveam vreo 9 ani. Dar foarte puțin am jucat GTA. N-am fost mare fan GTA de mic și... Ăsta cred că duce la Catalina podul ăsta. Așa. N-am fost mare fan GTA de mic, dar ce drept am jucat și cam ăsta ar fi cel mai vechi. Cred că mai am zone din joc pe care mi le amintesc și... Să vă cu dracului urc pe aici că... Bă, ăștia au căzut din cer, what the fuck, ei au... ok, pică oamenii perfect normal, niște scări dacă ar fi, ar fi bine, dar nu cred că sunt scări pe aici. Hai să ce să... Mă sui cumva. N-am habar cum să merg. Băga mea și picioarele. Ok, hai că pe partea asta cumva în dreapta se urcă. Am aproape 20 de minute. Nu vreau să fac un video foarte lung. Îl postez așa direct că... Mi s-a cam luat motivația să fac clipuri, tate, și așa nu primește lumea notificare. M-am uitat la Analytics-uri, poate o să fac un videoclip dacă am chef despre Analytics-urile mele de la YouTube, să vă arăt Analytics-urile, gen statisticile, datele și alea. Să vedeți, 4... am luat waypoint, ok. 4% din populație, din oamenii abonați, primesc notificare. Și eu am aproape vreo 9000. 9000 și aștept. Hai să zicem 10.000 aproape care au apăsat pe clopoțel, că mi-arată că ți-au apăsat clopoțelul. Dintre ei, 4%. Sau din tot canalul, 4% primești notificare. Pe ce înseamnă asta? Uite-mă pe aici. Doamne, ce tare e pe aici.
Mă, dar ce coloană e, dar nu ți-e de ce merg așa ăștia pe un rând. Bă, asta chiar că e aglomerație ca în București. Al motiv pentru care asociez eu jet ăsta Liberty City-ul cu București, uite ce bambuteaje sunt pe aici. Asta nu curba. Am luat-o foarte bine, după cum vedeți. Ia, yeah. De acolo în podul ăsta unde duce? Poate dacă e așa trebuie să încerc Liberty City Stories și Vice City Stories, dacă găsesc ceva care să nu fie cu emulator, că nu vreau să mă complic. Asta a fost direct mod, e altă chestie, instalez un mod, ia să vedem. Unde duce, ea? Yeah. Unde duci, mă? Probabil pe aici o să cad prin hartă. Stai că dau în urmă, mă duc să mai uit o leacă acolo la... cum se cheamă? La finalul jocului și mă întorc aici să zburăm cu mașina. Ok? Ok. Nici nu știu, să las ăsta pe premieră, să nu las... îl las pe premieră că e mai lung și merge ca episod de premieră. Așa că vă salut pe toți și din partea aia care sunteți în... scrieți comentarii, probabil cu rip, notificare sau sal și cam atât. Unde era mă intrarea pe aici? Deci de ăștia cu cot, deci putem aici intrare. Mă, locul ăsta parcă prea e modificat. Nu prea mai e ca la original. Parcă l-au mai modificat aici. Nu știu câte mașini trec pe aici. Deci orice aurolac care doarme prin capătul orașului și-a făcut, are mașină. Am zis că zbor și eu pe acolo, dar n-am zburat. Acum ar trebui să treacă Catalina cu, cu elicopterul ăla. Uite, știu câte mașini sunt pe aici, nu e normal așa ceva. N-avem scările. N-avem scările alea care să ducă până acolo. Și nici nu pot să sar. N-avem scările alea. Asta nu ne luăm copyright. Mai și trage polițelul pe mine. Marș. Așa. Aia, ambulanța, cum zice, au venit cu duba de la jandarmi după mine. Aia, că au zburat ăia acolo. Bă, mă fi spart vreodată? Parcă merge cam ciudat ăsta. În fine, hai să zburăm cu mașina. O să vină unii din față, uite acolo. Las că nu mă prindeți voi pe mine. Hai să plecăm de aici. So I can leave this world behind. Nu se mai întoarce mașina. Așa că o luăm la pas. Aie, ne gândim la urși polari. Și nu mai poluăm atâta. Euro 2. Și... ok, eu acum apare că sunt pe sub hartă. Ce naiba... nu știu oamenii acum plutesc pe acolo. Hai să vedem ce e prin partea aia. Eh, măcar vedem și noi pe cloud înotând. Măcar atât, ceva absolut incredibil pentru... e să-ți uminte, 18 ani de GTA 3. Să pun titlul la episod. Dai, uite, pică și ăștia acum în apă. NPC-urile știu să nuate. Prin partea aia niște clădiri. De acolo o plajă, dar cred că am de notat din vine rău. No, hai, rămânem aici. Deci, telefonul merge că voiam și eu să mă joc cu cheaturile. Apăs pe cifre nimic, rotiță nici atât. Nici nu știu cum bag coadele. Adică în setări aici, ce dracu vine să râgă așa? Am băut prea multă apă minerală, ce dracu. Controle, nu. Deci aici, ca să stăm așa, telefon, uite, phone up, up. Așa. Așa. Hai să vedem, merge acum? Tot nu merge. Dacă scriem guns, 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 nimic. Give USA tank. Da, nu merge. Nu merg cheaturile. A, e.
24 de minute și 30 de. Hai că vreau să fac 25 de minute să fie așa rotunjit și vă pun 5 reclame, una la 5 minute. Glumesc. Fix la reclame mă gândesc eu, adică am și multe views să zici că hai că merg să bag mai multe reclame să scot monetizarea aia blanauă. Oricum cred că o să primesc demonetizare, că eu peste tot primesc demonetizare pe orice video aș posta, indiferent că este family friend sau nu, o primesc demonetizarea aia blanauă. E călput toată seara asta, cât e ceasul? 3:30. Iarăși pic pe hartă. Gata, doși. Ah, lol. Am ajuns în oraș la loc. Ce voia să zic? Dacă uit să vă las link-ul, intrați, căutați așa. GTA 3 Rage Mod sau GTA 3 Map for GTA 4 GTA Inside, ca și se cheamă site. Na, hai că am călătorit o grămadă. Hai, suie, mă! Forță! Așa. Aș uita ce vreau să zic. Așa, mă, e ora 3. Ce lol, ce piscină. Lolozaur. Mă rog, e ora 3, cred că pe la 6 vi-l pun pe premieră. Sau pe la 8. Văd eu. Hai. Cam acesta a fost videoclipul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă aveți abar cum să rezolv eu problema aia cu GTA 3 să pot să îl pornesc, lăsați-mi un comentariu sau contactați-mă pe Discord. Link-ul, dacă uit, o să vă zic eu cum îl caut. Vă las un comentariu dacă uit să-l las în descriere. Și cam atât. Hai, ciao, les. Dracu, opream filmarea.